Nu, așa. O altă întrebare văd aici, cum ne putem conecta și simți iubirea care deja există prin noi și în jurul nostru? Păi exact cum nu ne place. Iubirea nu se poate simți decât în momentul în care accepti. Accepti, cedezi, renunți, oferi, dăruiești, te jerfești, te supui. Deci oamenilor nu le place supună. Deci în momentul în care te-ai supus, ai intrat în divin pe loc. Când ai acceptat ce vine din față fără să te revolți, ai intrat în dumnezeire. Și noi nu facem. Nu e nevoie de un efort deosebit ca să te unești cu divinul. Trebuie doar să lași viața în pace, să nu te revolți, să înțelegi lecția care îți vine din față prin oameni, să oferi întotdeauna victoria celuilalt, să te lași pe tine întotdeauna, să ierți tot timpul, să nu cauți niciodată ale tale, mereu să oferi tot ce este mai bun celuilalt, pentru că celălalt este de fapt sufletul tău. Și când faci totul pentru el, faci totul pentru tine. Cam asta fi. Și cum ne dăm seama că suntem plini de noi? Următoarea întrebare. Adică de ego, da? Mm-hmm. Păi când ne revoltăm, când ne apărăm, când luptăm și când luptăm pentru binele nostru, pentru dreptatea noastră, pentru adevărul nostru, atunci noi avem ego. Când căutăm mai mult interesul personal, noi când întărim interesul personal, generăm un adversar, îi dăm putere și îi dăm și victoria. Deci întotdeauna vei pierde. Când faci totul pentru tine, va trebui să pierzi ceva, asta e prețul. Trebuie să faci invers, totul pentru celălalt, pentru că tu ești o ființă comună, nu ești un eu izolat. Și când faci totul pentru ceilalți, atunci totul va fi un succes, un bine. Și vă dau un exemplu, am un prieten care a fost odată pe jepi, pe jepi mari și fiind o zi ploioasă, alunecat pe pantă, era iarbă, umedă și se deplasa spre prăpastie, a început căderea pe verticală și a dat seama că nu mai poate să trăiască. Se agăța de toate pietrele, dar niciuna nu era stabilă. Și la un moment dat, piciorul lui stâng s-a fixat pe o piatră, dar și piatra aceea ieșea din munte cu încetul. Și atunci, în disperare, a strigat cât a putut de tare: Doamne, te rog, vreau să trăiesc, salvează-mi viața. Și atunci, din stomac, a auzit o voce de bătrân care i-a spus foarte clar: de ce vrei să trăiești? Atunci el și-a dat seama că dacă nu dă răspunsul corect, e terminat. Și a fost inspirat, într-adevăr, a spus ca să ajut oamenii. A strigat cât a putut de tare. Și atunci piatra care ieșea din munte a intrat la loc. Ceea ce arată că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru depinde de el. Absolut tot. Fiecare pas pe care îl faci este controlat de divin. Nimic nu este întâmplător, toate sunt de folos. Și așa s-a salvat. A găsit alte pietre pe care să se sprijine și a fost inspirat. Că din cauza asta, în momentul în care omul este în ego, lui îi se pune un văl pe față și nu mai vede corect lucrurile și devine tulbure și nu mai este inspirat. Și atunci înseamnă că ești în pericol. Deci a căutat interesul propriu pe primul plan, este lucrul cel mai periculos în viață. Dumnezeu are niște posibilități ca să ne aducă înapoi, face asta prin oameni prima dată, care ne necăjesc, prin neplăceri, prin dureri, prin suferințe, prin necazuri, accidente, boli și moarte. Bolile cu cât sunt mai lungi, cu atât rolul lor este de a curăța sufletul. Deci cu cât ego-ul nostru, orgoliul nostru este mai mare, cu atât boala este mai gravă. Și face lucrul acesta în mod perfect. Tot ce vine din față este bun, este drept, este de la divin, nu te poți revolta pe nimic. Omul nu poate să fie decât supus. Super. Cineva ne întreabă să dezvolți mai mult sentimentul de vinovăție, să dezvolți mai în profunzime. Eu simt că mă blochează să dăruiesc iubirea față ce, celor față de care mă simt vinovată. Când îmi dau seama, mă judec din nou că sunt egoistă și este un cerc din care parcă nu mai ies. Și nu fac alegeri prin care să schimb această ciclicitate. Mintea mea este un fiind supraviețuitor. Sacrificiul pe care îl fac pentru a fi pe placul celorlalți
mă destabilizează, când sacrificiul este benefic pentru sufletul nostru. Când nu așteptăm un răspuns. Adică sacrificiul trebuie să fie făcut indiferent cum este celălalt, până la capăt, orice ar fi, și fără să aștepți nimic în schimb. De-abia atunci vine un moment, nu știi când, când viața ți se schimbă. Da. Deci Dumnezeu vrea să vadă la noi hotărâre și fermitate și că nu abdicăm. Dar dacă noi suntem căldicei, acum suntem într-un fel, după aceea luptăm și ne apărăm, atunci ne amplifică suferințele și neplăcerile. Mereu spuneam un lucru, de ce nu ne dăm seama? Când realizăm un atac, spre exemplu acasă, ne certăm acasă, atacul nostru este în fundal una cu orice atac. Asta înseamnă că din față va trebui să fim scăzuți în orice mod posibil. Asta înseamnă că poate să fie un accident, poate să fie, putem să fim dați afară de la servici, poate să fie o pierdere, poate să fie o boală. Deci un simplu atac pe care l-am realizat noi asupra omului din fața noastră, neștiind că el este divinul, ne-am lovit pe noi înșine, e ca și cum prietenul meu, același prieten cu jepii mari, s-a supărat pe niște muncitori care i-au greșit ceva la fațada casei, s-a dus afară să spargă o bucată de beton cu un baros și în loc să dea în beton, așa a dat în genunchi și a stat 3 luni de zile cu picioarele pe sus. Deci atacul din nostru va trebui să vină înapoi sub orice formă posibilă. Deci un atac asupra noastră. Pentru că noi avem un suflet comun, când lovim în celălalt, noi de fapt lovim în noi. Este o prostie. Următoarea întrebare. Cum ne golim de noi? Să vrei să pierzi, niciodată să câștigi. Adică să pui pierderea pe primul plan. Când pierzi, omul se încarcă cu iubire. Pierde materie, dar câștigă divinitate. Când ego-ul se retrage, înaintează Dumnezeu. Deci, întotdeauna să te lași pe tine, să nu vrei să câștigi, să nu vrei ale tale, să pui pe primul plan binele celuilalt, nu al tău. Ai două mere, pe cel mai mare l-ai dat. De sacrificiu să fie total. Și atunci ești degajat, pentru că neavând nimic mai mult decât îți trebuie, nu ai ce să aperi. Dacă nu ai ce să aperi, atunci nu ai ego. Posesiile sunt ego. Posesiile sunt orgoliu, sunt moarte. În lumea de dincolo este zona unde este scrâșnitul dinților, sufletele nu pot să urce absolut deloc și sunt, v-am spus, peste 95-97% din suflete acolo stau și așteaptă, nu știu ce așteaptă, dacă vreodată vor mai fi trimise pe pământ. Și mai sunt suflete care sunt irecuperabile. Acele au fost trimise de mai multe ori pe pământ și s-au ocupat cu adunatul. Acest lucru, adunatul ăsta, este lucrul cel mai periculos, lăcomia de viață. Lăcomia de mai mult bine pentru sine ucide sufletul foarte eficient și ei ajung dincolo de zona tampon, în partea dreaptă a tronului ceresc, este un fel de plasă de pescar invizibilă, unde sufletele acestea stau înghesuite unele în alte, sunt suflete cenușii și țipă. Și am fost acolo, le-am văzut, țipă pentru că au fost pe pământ, puteau să dăruiască și n-au dăruit și le bate propria lor conștiință. Adică fiecare noi avem o conștiință care reprezintă modelul ideal cum trebuia să fim și nu am fost și le bate o formă de regret. Și regretul ăsta se întinde la infinit, acolo nu ai posibilitatea să mai faci ceva, să schimbi ceva. Aici e cel mai frumos pe pământ, pentru că poți să-ți ceri iertare, poți să faci un sacrificiu, poți să dai, poți să te schimbi pe tine, acolo nu se mai poate și cum te prinde în atașamentul acela cu care te prinde și pe majoritatea oamenilor prinde atașați de valorile materiale, în zona aceea nu mai au posibilitatea să scape de legăturile respective și apare o durere în suflet care se întinde la infinit și durerea aceea îi aduc. Deci oamenii care merg pe mai mult bine pentru sine, ei aleg iadul. Și nu știu lucrul acesta. Recomand să se citească cartea Moartea Morții și Desăvârșirea lui Ilie Cioară, unde se va vedea ce pățește fiecare care nu
face totul pentru interesul lor să ajungă mai mult. Deci asta e problema noastră. Noi când vrem mai mult decât avem nevoie, când depășim această limită, începem să smulgem de la ceilalți. Și când luăm de la ceilalți, păgubim. Dar ceilalți fiind sufletul nostru, nu ne facem rău. Și apare suferința. Ego-ul se îndrăjește, se agață mai mult și cu cât se agață mai mult de ceea ce posedă, cu atât forțele cerului vin automat și îl desprind cu forța. Ceea ce înseamnă necazuri. Deci omul care are mai mult decât îi trebuie nu un om fericit. Fericit este invers, cel care merge spre simplitate, spre modestie, spre puțin, acolo e cea mai mare fericire posibilă. Pentru că gol de tine însuți înseamnă prezența lui Dumnezeu. Și când El este cu tine, este cel mai bine, nu ai niciun fel de problemă. Cam asta fie.